Rabănică, nu... acum două luni jumate am fost invitați la un restaurant, lansarea unui restaurant care, unde s-a ocupat de acest eveniment. Și a avut eram eu, Maria, de la Star Chef, și Maria Constantin lângă ea. Și mi-a spus, în 2013, când erați pe canapea la Antena Stars, acest domn a vrut să o distrugă pe Maria Constantin. Să trimită filmulețe și mesajele cu ea. Așa. Eu acest mesaj și faptul că filmulețele există le știu din lumea folclorului. Nu le știu de la Marea Bunică, nu le știu de la nimeni. Deci nu e folclor, știi din lumea folclorului. Exact. Așa. De la vârful folclorului. Păi, poate că apelul pe care îl făcea aseară ar trebui redirecționat în sensul ăsta. Cu moralitatea și cu lumea și aduce aminte. Dumnezeu să ia... Exact. E mai grav... un șantaj decât o viață imorală. Adică ăla chiar e ilegal, șantajul ilegal. O viață imorală nu e ilegală. Din punctul de vedere al vieții profesionale vorbesc. Dar mă uitam acum când aveai telefonul în mână și mi-am adus aminte că astăzi la emisiune Măruță l-a sunat în direct pe Vizirul și a zis că... Ai văzut ce a zis. E rușinos ce faci tu. Da. Ia cearcă să-l suni și tu pe Vizirul acum. Poate-ți răspund. Eu am vorbit cu el. Păi tocmai, ia dă-i un semn de la tine la trebuie. Știi ce e important ce a spus Vizirul? Nu. Ei, și dacă aș fi fost, care e problema? Că sunt... Asta am văzut. A lăsat un loc deschis. Știe foarte bine. Ba mai mult, și dacă o să avem timp, nu știu dacă o să avem timp în seara asta, dar în zilele următoare o vom prezenta. Ieri a venit un mesaj la noi aici și l-am contactat astăzi pe cel care a trimis mesajul. Este un barman de la Fredo, din centrul vechi, care ne-a spus, mă rog, sub cuvântul